seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la noua emisiune Telecons din ciclul Calitatea, subiect de interes național. Sunt profesorul Nicolae Drăgulănescu, președinte de onoare al Federației Asociațiilor de Consumatori din România și am bucuria să vă prezint pe invitata mea din această seară, doamna profesor dr. Manuela Aura Stoica, profesor la Colegiul Tehnic Thomas Ocolescu din Ploiești. Bine ați venit! Bună seara! Ne bucurăm să vă avem de nou oaspete ca urmare a emisiunii din 24 aprilie, când am dezbătut probleme legate de asigurarea calității în preuniversitar. Cei care au vizionat această emisiune și-au adus aminte probabil că, printre concluziile acelei emisiuni era faptul că asigurarea calității este de fapt un simulacru, că nu există o asigurare a calității în sensul practicat în mediul de afaceri, atâta timp cât asigurarea calității se trece prin a asigura calitatea și nu ca o parte din managementul calității, care înseamnă multe altele, planificarea calității, controlul calității, îmbunătățirea calității. Și doi, că avem o serie întreagă de particularități care deosebesc România de alte state în abordarea asigurării calității în mediul preuniversitar. Doamna profesor dr. Stoica a făcut o teză, de doctorat în științele educației, în cadrul căreia a analizat implicațiile acreditării în domeniul preuniversitar, în cadrul asigurării calității educației. Și aș ruga-o să ne povestească prin ce se aseamănă și se deosebește sistemul de acreditare utilizat în preuniversitar în România de sistemele de acreditare utilizate în alte state din, și din alte continente, nu numai din Europa. Aici rămăsesem ultima dată la discuție. Și am venit pregătită. Așa. Am aici elementele care să mă ajute în a prezenta cu acuratețe concluziile din teza mea de doctorat. Și dacă ar fi să vorbim despre elementele comune privind acreditarea în educație la nivel mondial, aș începe prin a vorbi despre un aspect foarte important, și anume acreditarea este percepută ca un element de legătură între educație și economie. Termenul acreditare utilizat larg în mediul de afaceri, absolut, însemnând recunoașterea în scris, atestarea în scris a faptului că o organizație este organizată, funcționează conform cerințelor unui standard prestabilit, transparent, care este cunoscut de toți cei implicați. În educație este același conținut al conceptului de acreditare? Sau avem diferențe majore? Da, elementele de bază sunt cunoscute, standardele sunt cunoscute, sunt făcute publice. Elementul de diferențiere între noi și alte state de pe alte continente este acela că la noi se pune accentul și pe învățământul preuniversitar, pe când, de pildă în Statele Unite, în Japonia, în Hong Kong, acreditarea se realizează numai pentru învățământul superior. Deci acreditarea înseamnă recunoașterea unor organizații sau și a unor alte forme? Acreditarea înseamnă, în primul rând, recunoașterea calității unui program de învățare, unui program de cercetare. Deci nu a unei instituții ca atare, ci a programului oferit de acea instituție. Deci se acreditează și programe de formare și programe de cercetare, nu doar organizații ca în mediul de afaceri. În primul rând, programele, da. Pentru că se presupune că momentul în care oferi clienților un anumit program, un anumit tip de program, toate celelalte lucruri sunt subordonate, pentru că înseamnă că ai cu cine, ai cu ce, ai și finalitățile. Absolvenții de instituții care trec prin procesul de evaluare în vederea acreditării au mai multe șanse de angajare la absolvire. Deci este... angajatorii recunosc universitățile, școlile care sunt acreditate, da, și nu le recunosc pe celelalte. Da. Păi este un avantaj esențial. Esențial. Mai mult, este vorba despre o rețea constituită chiar la nivel mondial, astfel încât... Rețea universităților acreditate, da, sau școlilor acreditate. Da, da, la nivel mondial, iar trecerea dintr-un domeniu într-altul, dintr-o țară într-alta, este mult facilitată. Deci nu poate fi vorba decât de rețeaua universităților, căci rețeaua școlilor pe universitate spuneați că doar în România avem. În România și în alte țări europene. Câteva din statele nou intrate, probabil, da? Bun, altceva ce ați mai descoperit ca particularități ale acreditării? Apropo de ce vorbeam, faptul că programele acreditate oferă încredere stakeholderilor. Asta înseamnă ce? Părinții, angajatorii, absolut toți, comunitatea locală, autoritățile, educațional, statul?
toți sunt interesați ca educația să fie la nivelul unor standarde. De asemenea, acreditarea ajută viitorii clienți în a lua o decizie, pentru că de existența sau inexistența unui program acreditat poate să depindă înscrierea sau renunțarea la înscriere la o anumită instituție. Deci orientarea viitorilor studenți pentru o universitate sau altă. Mai departe, acreditarea reprezintă o sursă de bune practici. Bune practici care se colectează, există deja rețele internaționale de benchmark și lucrurile sunt prezentate în cadrul acestor rețele și toți cei interesați n-au decât de învățat. Cred că ar trebui să explicăm ce înseamnă benchmarkingul și benchmarkul. E vorba de, cum spune cuvântul francez echivalent, etalonaj concurențial. Deci mă compar cu un concurent care a făcut ceva deosebit, niște performanțe deosebite și văd ce a făcut acela ca să pot să fac și eu. Pentru că dacă a putut el, pot și eu. E o treabă foarte bună. Dar benchmarkingul ăsta înseamnă să am informații la zi și corecte față de cei cu care, la care mă refer. Bun. Deci am bune practici, am benchmarking prin acreditare. Asta este excelent. Altceva? Tot ca și elemente comune, există un registru național al specialiștilor evaluatori, dar referindu-ne în mod special la învățământul superior, este vorba despre evaluatori pe discipline. Deci nu e niciun om să știe toate disciplinele, să poată evalua în toate domeniile. Iar cei interesați apelează strict la oamenii specializați pe o anumită disciplină pentru a realiza evaluarea. Un aspect interesant, documentele finale, acele rapoarte de evaluare, nu sunt supervizate de vreun minister, excepție România. Păi ce rol mai are ministerul dacă e mult mai credibil evaluatorul, care e de terță parte în chestia asta? Deci sau evaluarea de terță parte în România, îmi pare rău, în domeniul educațional aproape nu există. Există în domeniul de afaceri, evaluarea de terță parte e mult mai credibilă decât evaluarea de secundă parte făcută de client sau evaluarea de primă parte făcută de furnizor. De ce? Pentru că evaluatorul de terță parte nu e legat de anumite interese comercial-financiare față de prima și secunda parte. În mediul de afaceri așa se pune problema. În mediul educațional s-a considerat că nu avem ce discuta cu evaluatorii de terță parte, din păcate. Iar una dintre concluziile cercetării, în urma aplicării unor chestionare, se referă la faptul că există o gravă confuzie în sistem, întrebați fiind cei care lucrează în sistem, în preuniversitar, cine acordă autorizarea respectivă acreditarea, răspunsul este aproape invariabil ARACIP. Ori asta este o gravă greșeală, pentru că de fapt ARACIP realizează evaluarea și propune autorizarea sau acreditarea, dar ministerul este cel care finalizează de fapt activitatea și totul se finalizează cu un ordin de ministru. Deci e precizată legislația asta, înseamnă că oamenii nu cunosc legislația. Absolut. Asta e o treabă destul de gravă, arată că oamenii nu cunosc ce ar trebui să facă. Și referitor la ce vorbeam mai înainte, într-adevăr, organismele care se ocupă de acreditare sunt independente, autonome și prezintă un element suplimentar de încredere și mai ales sunt independente financiar. Și atunci totuși din ce trăiesc? În Statele Unite, de pildă, am găsit situația în care există un cont făcut public național, la nivel național, și toți cei care vor să contribuie la îmbunătățirea calității educației americane depun acolo și $10 și $1 contează. Deci un fel de colectă publică. Da. Niciun caz sponsorizare de la agenți comerciali? Nu, sau nu este implicată niciun fel, niciun agent comercial, niciun agent economic, tocmai în ideea de a se merge pe încredere. Pentru că atâta vreme cât finanțează, este foarte posibil și să se ceară ceva anume. Da, foarte interesantă descoperirea noastră. Eu mi-aduc aminte când am fost bursier Fulbright în Statele Unite, la Universitatea din Pittsburgh, prin anii 2000, am asistat la o pregătire a unei acreditări acestei universități de către un organism local, puternicit de Departamentul pentru Educație la nivel federal. Ei bine, practic în Statele Unite deosebirea între universitatea privată și universitatea publică este neesențială, este din punct de vedere al predominanței finanțării. Pentru că orice universitate în SUA poate fi finanțată din taxe, din contribuția statului sau autorităților locale și din ceea ce lucrează profesorii, care o sumă deloc de neglijat, din contracte de cercetare, cum se spune la noi. Și din sponsorizări, eventuale atâta câte sunt.
Ei bine, faptul că la universitățile private predominau taxele și la universitățile celelalte predominau, să zicem, contribuția statului sau autorităților locale era nesemnificativ. Important e că toți, și universitățile private și universitățile publice, aveau o contribuție din partea autorităților locale și a Guvernului Federal. E, pentru asta era nevoie de o evaluare de terță parte efectuată de organisme recunoscute pe plan național. Așa cum avem în sistemul mediului de afaceri la noi, un organism de acreditare național recunoscut pe plan internațional, pe plan european, e vorba de Asociația Română pentru Acreditare, așa cum avem organisme de certificare. Toate sunt de terță parte, nu intervin în relația client-furnizor. La noi treaba asta nu s-a dorit, nu s-a putut, încă nu o avem. Credeți că faptul că acreditarea asta nu se face cum se face în alte țări ar dăuna calității învățământului nostru preuniversitar? Concluzia, recitind cele descoperite și apoi explicate în teză, este că da, dăunează. Pentru că am vrut noi cu tot din adinsul să avem o invenție românească, destul de departe însă de cerințele internaționale și în primul rând de cerințele europene, care ne interesează în mod direct. Deci aceste cerințe au în spate, dacă sunt cerințe obligatorii, de obicei impuse prin acquis comunitar sau prin reglementări europene, au în spate un set de standarde care și de bune practici. Setul ăsta de standarde este totdeauna facultativ, dar el poate deveni obligatoriu prin decizii ale organelor de decizie din țara respectivă, o hotărâre de guvern de regulă, dar poate și o lege. E bine, în momentul în care eu adopt ceea ce este în Uniunea Europeană, eu iau deja ceva consensualizat, adică ceva cu care sunt de acord toți cei de acord. Mă refer, de exemplu, la standardul ISO 9001, care este un model de sistem de management al calității. Sunt niște cerințe consensualizate de toți membrii Organizației Internaționale de Standardizare. Deci nu se mai pune problema să discut că asta se aplică, că nu se aplică în spitale sau în universități sau în administrația publică, cum fac unii la noi. Sunt consensualizate pentru toate domeniile aceste cerințe de sistem de management al calității și există niște ghiduri de aplicare a lui ISO 9000 în aceste domenii, în învățământ, educație, deci în sănătate și în administrație publică. Și acelea sunt consensualizate. Deci nu are rost să redescoperim noi America, să învățăm noi pe alții cum să cultivă castraveți. Asta vreau să spun. Era foarte simplu dacă luam aceste standarde, cerințele deja consensualizate și gata. E bine să fim inovatori, să fim creatori, nu? Dar cu condiția să fie eficient ceea ce facem, să se aplice. Da, deja se aplică de câțiva ani toate aceste elemente și la noi, numai că rezultatele nu sunt, cred eu, pe măsura așteptărilor. Ar fi cazul să se revină asupra acestor standarde. Cine a trecut printr-o evaluare, oricine a avut răbdarea să citească aceste standarde, fie că sunt ele de autorizare, fie că sunt de acreditare, a constatat că sunt foarte multe elemente care se reiau, spuse pur și simplu într-o altă formă, cu alte cuvinte sau cu altă ordine a cuvintelor, și sunt elemente care nu țin neapărat de evaluarea calității instituției, acolo unde se aplică această evaluare. Dacă vă amintiți, la ultima discuție asta a fost concluzia, că abordarea asta a asigurării calității în preuniversitare este total ineficientă. Mănâncă multe resurse și rezultatele nu se văd. Nu era mai bine să nu mai introducem în învățământul preuniversitar dacă tot mănâncă atâtea resurse degeaba? Nu, este necesar, este ceva necesar cu condiția să fie într-adevăr ceva realist și conectat la deci să funcționeze, să funcționeze și să fie confirmată de practic. Că altfel da, e un simulacru. O să vedem în mai departe atunci când o să vă citesc câteva dintre concluziile așa celor care au răspuns la chestionare. Tu că ați exact chestionat idei. Multe lume, nu? Cam câte persoane? 2466 de chestionare au fost aplicate. Și ați avut timp să prelucrați toate răspunsurile și să le sintetizați? Absolut, a trecut fiecare chestionar prin mâinile mele. Așa. N-am sărit peste niciunul. Am aplicat chestionar și online, deci foarte multe răspunsuri, așa că pot să spun că vă rog foarte mult, dați citire la cele mai importante revelații care le-ați avut răspunsurile la chestionare. Foarte interesant și foarte important să ținem cont de ele. O să începem cu un grup țintă foarte interesant, ce este vorba despre membrii comisiei pe care noi am mai amintit-o, este vorba despre Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. CEACU, faimos. CEACU, da, CEACU, care trebuie CEACU să existe în fiecare școală. Și
Iată ce au scris acești oameni, care în mod normal sunt cei care ar trebui să dea tonul într-o școală atunci când se pornește la drum în analiză, în autoevaluare, în pregătirea pentru vizitele de evaluare externă, eventual să se gândească la implementarea reală a unui sistem de management al calității. Deci, iată ce scriu acești oameni. Sunt necesare cursuri de formare, mai ales pentru membrii CEAC. Foarte, foarte multe astfel de cerințe. Cursuri de formare. Iar în vasi totalitatea lor sunt profesori. Liceu, învățăm preuniversitar, nu? Nu numai liceu, nu numai. Pentru că absolut în toate instituțiile sunt cadre didactice, în cea mai mare parte, dar potrivit legii din această comisie fac parte și părinți și reprezentanții agenților economici unde este cazul și reprezentanții ai comunității locale, administrației locale. Deci cu toții doresc să se instruiască, să vadă ce mai mulți, e de făcut și ce au de făcut. Simt nevoia de niște cursuri și atenție, mi-asum ceea ce spun, niște cursuri reale de formare ținute de specialiști și care, într-adevăr, să... Atestați, recunoscuți, absolut, pe da. Plan național și chiar internațional. Ce-au mai spus membrii CEAC? Implementarea unui sistem de management al calității certificat ar fi de real folos pentru unitățile de învățământ, pentru că, prin proceduri, se creează o fluidizare a sistemului în toate departamentele. Excelent. Vedeți, ei recunosc necesitatea sistemului de management certificat, iar legislația și CIP-ul nici măcar nu spune că există așa ceva. Pentru că nu recunoaște cerințele de ISO 9001. Da, sunt cerute, de pildă, în standardul de acreditare. Dacă nu mă înșel, există un număr minim de proceduri. Trebuie neapărat ca la evaluare respectiva unitate de învățământ să prezinte echipei de evaluare măcar acele proceduri. Dar fără să facă referire la cerințele de ISO 9001 pentru sistemul de management al calității. Nu, din păcate, linia indusă este aceea de a se feri de ISO. Deci n-ar trebui să știe că există, domnule Năiașu, preuniversitar, ca și cei de universitar. Așa, mai departe, spun, atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească un membru CEAC sunt foarte vaste. Sistemul de management al calității este bun, dar greu de pus în aplicare. La un moment dat chiar se vorbea despre retribuirea suplimentară a celor care fac parte din această comisie, pentru că, într-adevăr, dacă ar fi să ne uităm strict la ceea ce spune legea asigurării calității, la ceea ce trebuie să facă un membru CEAC, într-adevăr, oamenii aceștia n-ar mai avea timp. Hai să vedem ce ar trebui să facă și de ce ar trebui să fie plătiți. Ce ar trebui să facă? Nu sunt, sau cel puțin la prima citire, nu sunt foarte multe atribuții trecute în lege, dar pe umerii lor, practic, stau toate aceste elemente care țin de un management al calității real. Este vorba despre inițierea procedurilor, de păstrarea legăturilor între compartimentele, departamentele din unitatea de învățământ. Ei fac... O analiză complexă, este vorba de acea autoevaluare pe standardul de acreditare. Ei pregătesc instituția de învățământ în vederea unei vizite de evaluare externă. Ei pregătesc raportul de evaluare anuală. Deci, multe, multe responsabilități și dificile. Cred că trebuie să luăm o pauză acum, publicitare, reluăm peste câteva minute. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce ați făcut? Nimic, că pe l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și ați țipit de ăsta 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm!
Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează. Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Revenim la discuția cu doamna profesor dr. Stoica Manuela de la Colegiul Tehnic Toma Socolescu din Ploiești pe tema asigurarea calității în preuniversitar. Îmi spuneați în pauză că în teza noastră de doctorat ați atins niște probleme specifice grupurilor țintă evaluate de dumneavoastră prin intermediul chestionarelor și anume membrii CAC-ului, Consiliul de Evaluare, Acreditare, Asigurarea Calității din fiecare școală, în plus părinții și cadrele didactice și managerii școlii, da? Da. Ce propuneri v-au dat ei? Ce răspunsuri v-au dat ei? Sunt aici concentrate răspunsurile primite din partea membrilor CEAC și a celorlalte cadre didactice. Iată, de exemplu, ce a scris unul dintre părinți. Așa. Părinții care fac parte din CEAC. Zice, cred că ar trebui publicat un material accesibil despre FQM, EQRF pentru orientarea mai realistă a părinților și cunoașterea acestor standarde în societate. Să explicăm. FQM este Fundația Europeană pentru Managementul Calității, care gestionează Premiul European pentru Excelență. Spre deosebire de România, în statele din estul, din vestul Europei, există școli care au candidat și obținut acest premiu. Și asta este, ar trebui să fie un exemplu pentru școlile noastre. Din păcate, însă prea puțin sunt cei interesați de așa ceva. Iar EQRF-ul vă las până asta, să spuneți. Cadrul European de Calificări. Calificări. Care a intrat în vizorul Autorității Naționale pentru Calificări de la noi, asta însemnând că și noi trebuie să avem calificările care conduc la ocupații și profesii specifice pentru fiecare, având un standard de pregătire profesională în spate, ca referențial comun între lumea educațională și lumea afacerilor. E o abordare foarte riguroasă asta. Deci școlile nu își mai pot permite să formeze ce doresc și cum doresc, trebuie să formeze numai conform acestor standarde de pregătire profesională, care includ ce? Competențe definite prin cunoștințe, prin deprindere, prin atitudini și comportamente. Să revenim. Deci ce v-au spus privind studiul acestor documente? Deci ei chiar simt, oamenii aceștia simt nevoia unor informații concrete. Da, n-au informații deloc. Pentru că dacă sunt întrebați, aveți cunoștință despre, este posibil să răspundă da, cu toate că... Nu știu despre ce vorbim. Sigur că da. Și chiar asta s-a și regăsit analizând răspunsurile. Mai departe, agenții economici, deci tot o observație făcută de un membru... În final, angajatorii absolvenților. Agenții economici trebuie conștientizați că de pregătirea elevilor depinde calitatea muncii oferite. Și se propune o mai mare atenție din partea Ministerului de Finanțe pentru pregătirea elevilor în orice domeniu. Mă rog, nu prea știu ce legătură are concretă, dar... Ei s-au gândit și la salarii și la, într-adevăr, la nivelul finanțării unităților de învățământ. Da. Mai departe, o observație, să-i zicem, simpatică. Deci, nu am participat la cursuri de formare. Unde se țin? Deci, măcar nu știa că se țin și unde se țin. Da. Ar fi de dorit să cunoaștem modele concrete. Există cadre didactice neconvinse de importanța sistemului de management al calității. Normal. Iată ce vine iarăși din partea unui membru al CEAC.
zice așa, în urma studierii chestionarului menționez că este necesară armonizarea legislației românești privind calitatea educației cu legislația europeană și mondială din domeniu, ținând cont că România este o țară a Uniunii Europene. O fi, dar aici nu avem prea multe de spus. Legislație nu există în materie de asigurarea calității. Pentru că asigurarea calității este o abordare opțională, voluntară, dacă vrei. Vrei să fii fruntea, ai asigurarea calității. Nu poate să te oblige niciun guvern, nicio lege să fii fruntea. A încercat Ceaușescu și n-a ajuns bine. Deci nu se poate prin lege impune să ai calitate, cum s-a încercat până în 89 și în România. Da. Deci asta e o chestie care o faci dacă știi, dacă vrei, dacă poți. Nu poate să te oblige guvernul să dai calitate. Calitate înseamnă adecvare la cerințele stakeholders-urilor. Altceva? Mai departe. Toate sună bine pe hârtie. Evaluarea RACIP se bazează în special pe analiza unor hârtii care pot fi întocmite cu talent scriitoricesc, fără să reflecte însă o realitate verificabilă în rezultate. Totul se reduce la un singur cuvânt. Birocrație. Corect. Foarte corect și sintetic. Altceva? Mai este cineva, de fapt, vă spuneam că foarte des apare această idee care spune... Fără finanțare, nu se poate vorbi de calitate, de îndeplinirea indicatorilor și standardelor. Multe documente care să certifice că sunt multe alte documente. Da. Fără comentarii. Da. Altceva? Schimbările continue din învățământ afectează calitatea educației. Mai departe, e cineva care ne-a și certat un pic apropo de conținutul chestionarului, zice, în loc să umblăm cu tot felul de idei, mai bine ne-am face datoria la clasă. Nu văd nicio întrebare despre remunerarea personalului din învățământ. Da, e o problemă foarte sensibilă și delicată, așa, știi, care e nerezolvată de ani de zile, da. Salariile de mizerie din învățământ. Asta și pentru că se alocă puțin la buget. Păi o țară ca Franța alocă 25-30% și noi alocăm 4-6%, 4 până la 6%. Parcă atât e. Fantastic de puțin. Mai departe. Apropo de dovezi, din nou observație foarte realistă, zice așa, procurarea dovezilor ar trebui realizată printr-un sistem automatizat, astfel încât să nu mai sufoce activitățile constructive. Nu cunosc, din păcate, practicieni de valoare incontestabilă pe care se văd la lucru. Vorbitori foarte buni însă cunosc. Ironic, da. Da, ironic, dar adevărat, corect, pentru că așa. Nu s-a venit concret cu nicio propunere și nu există un model viabil, uite, se poate. Cum este, de exemplu, cazul colegiului St. Mary, recent câștigător al Premiului European de Excelență. Este o școală mică, este o școală generală, am putea, făcând o paralelă cu ceea ce este la noi, ca și dimensiune de școală. Colegiul ăsta e din Canada, parcă. Nu, în Irlanda. În Irlanda, așa. Cu aproximativ 200 de elevi, până la clasa 8-a. Da, deci, era mult mai important să vii cu niște exemple și să arăți ce fac liceele din alte țări dezvoltate, implicând standardele, implicând bunele practici și mai ales evaluându-le cum trebuie. Noi nu facem nimic, doar dăm niște indicații și avem pretenții. Da, foarte multe. Da. Mai departe, iată ce au scris cadrele didactice, ca și observații. Așa. Deci nu mai vorbim nici de membrii CEAC, nici de membrii ai Consiliului de Administrație. Cadrele didactice. Cadrele didactice, da. Da. Propunere. Să există o persoană specializată, instruită și plătită care să se ocupe numai de sistemul managementului calității într-o școală. Așa există la orice agent economic. Există un RMC, reprezentantul managementului pentru calitate, care are misiunea asta, să vegheze ca totul să funcționeze la nivelul cerințelor standardului ISO 9001. E special plătită, special instruită și periodic reinstruită. Așa ceva ar trebui să existe în orice școală, în orice universitate. Din nou, cerințe. Aș vrea să știu mai multe despre modulul de excelență și standardele ISO 9001 și IVA 2. Dacă Aracipul nici măcar nu le recomandă, ce pretenții să avem să ajungă în ultima școală din ultimul județ? Nu se poate așa. Aracipul trebuia să impulsioneze aici. Da, nici nu se gândesc. Iarăși, consider că aflarea mecanismului folosit în alte școli din Europa și împărtășirea acestuia ar moderniza și ar ajuta întregul proces de învățământ românesc. Da. Asta este esențial, pentru că, de fapt, asigura calitatea înseamnă a genera încredere în faptul că cerințele stakeholders-uri, cu precădere ale beneficiarilor, deci, în primul rând, părinții, elevii, angajatorii, nu ministerul și nu Aracipul, sunt satisfăcute. La noi este întoarsă, tot sistemul de valori este întors, din păcate. O altă observație în aceeași direcție. Nu au fost dezbătute aceste elemente în învățământ. De aceea nici nu am cunoștință de cele prezentate în chestionar. Ia uite, acum a vedea o prima dată în chestionarul dumneavoastră. Da, da. Formidabil. Mai departe. Deși în toate analizele făcute la nivel oficial, totul este perfect. Toate se cunosc.
Se vorbește evident și despre legătura care ar trebui să existe între calitatea care se cere în educație și felul de, în care trăiesc elevii, și se vorbește despre condițiile precare de viață, de zi cu zi, despre faptul că școlile sunt subfinanțate, profesorii nu au salarii corespunzătoare și care și ele influențează, din păcate, în mod negativ toate aceste elemente. Mass media a anunțat de curând că unii copii din anumite zone ale țării nici nu mai vin la școală acum, că a venit primăvară și au munci agricole. Și e mult mai important să meargă la muncă decât să înveți. Asta spune foarte mult. În ce hal sunt școlile respective. Da, și eu cunosc cazuri de școli în mediul rural, da. Când se organizează ședința cu părinții, atunci când se organizează târg. Și știu clar că oamenii vin cu anumite treburi la târg și școala, din fericire, este aproape de târg și atunci mai sunt șanse să ajungă și la școală. Da. Iată alte observații. Industria calității în învățământ, cu ghilimele, parazitează învățământul românesc. Corect, foarte corect. Calitatea constă în performanțe, nu în completarea unor hârtii pe care cu greu le înțelegem. Foarte pertinent. Mai departe, aceeași observație, birocrația se extinde prea mult. Se vorbește și despre faptul că oamenii, fiecare la nivelul personal, de exemplu, ar trebui să existe un examen de bacalaureat diferențiat în funcție de profilul școlii. Atenția acordată disciplinelor umaniste este diminuată prea mult în favoarea disciplinelor tehnice. Aplicarea instrumentelor și tehnicilor de îmbunătățire a calității este condiționată și de existența unor mijloace concrete, calculatoare, mijloace audio-video și așa mai departe. Școala românească, iarăși mi se pare o idee interesantă, școala românească are particularități de care nu se ține seama. Anume. Nu intră în amănunte, dar este iarăși un element pe care eu l-am remarcat în analiza pe care am făcut-o. Standardele, de exemplu în Japonia, sunt într-adevăr diferențiate în funcție de zona geografică, acolo unde se realizează evaluarea și se ține cont inclusiv de aspectele economice. Da, e unul din aspecte de care trebuie să se țină seama în realizarea planurilor și programelor de învățământ. Specificul zonă. Altceva. Din nou, despre calitatea salariilor din învățământ nu se amintește nimic. Așa. Și iarăși alte idei spuse totuși în altă formă, tot referitoare la remunerarea celor implicați în... Da. Deci asta e oful cadrelor didactice. Foarte mare. E un of foarte mare și... Cu bună dreptate. Cam cât e un salariu de profesor? Puteți să ne spuneți? Că cred că multe lume ar fi interesat. Da, de obicei se dau extremele, așa, începătorii limite. Și da. cei, dar salariul mediu nu depășește 1400. Mediu? Da. Înseamnă că avem și maxime pe la 2000 și minime pe la 1000. Da. Okay. Oricum, un salariu foarte mic, având în vedere cerințele vieții de astăzi. Asta a fost al doilea grup țintă, cadre didactice. Ziceați că aveți și manageri? Nu am la mine aici răspunsurile lor, oricum... Ideea este în general aceeași și ce am mai constatat, faptul că managerii se feresc să facă niște analize negative. Cu concluzii negative. Cu concluzii negative, într-adevăr. Deci să nu se sperie Aracipu și ministerul? Probabil unii dintre dumnealor, ca să justifice prezența pe un anumit scaun. Că au făcut ceva. Da, pentru că altfel ar însemna că nu și-au îndeplinit misiunea. Și atunci e mai bine să spunem am făcut, deși în realitate nu am făcut și lucrurile să rămână. Deci concluzia de la conferința de presă a Societății Academice din România cu acel celebru raport despre forma fără fond a asigurării calității preuniversitar se verifică. Dacă din interior vin asemenea idei, din interiorul sistemului. Da, mai aceia au evaluat doar câteva zeci de școli pe când 5 aceea, școli. 5 școli și noastră câte ați evaluat? 172. Ai, vedeți? Deci e mult mai reprezentativ grupul noastră decât cel al SAR-ului. Asta e. Da. Și la sfârșit știu că aveți niște idei, niște propuneri, un plan de redresare, dacă se mai poate redresa ceva. Propunerile sunt într-adevăr mai multe. Așa, citiți-ne câte ceva. Din zone diferite. Da. Și într-adevăr sunt implicate mai multe aspecte, și legislativ, și implicarea autorităților, și economic. Dacă ne adaptăm, ne pliem, deci pe realitatea noastră și vorbim despre faptul că Aracip este o instituție care se află în coordonarea Ministerului Educației. Nu știu dacă a urmărit cineva firul până la capăt, dar eu n-am descoperit în niciun document oficial cine realizează evaluarea Aracip.
Aracipu însuși nu are un sistem de management al calității implementat și certificat, deci nu e credibil. Pe de altă parte, finanțarea lui este dependentă de minister, deci nu este organism independent. Astea sunt două hibe mari. Deci ar fi interesant și ar fi de dorit să se creeze un departament în cadrul Ministerului Educației care să supervizeze și să monitorizeze activitatea RACIP. Mai ales că Ministerul, spuneam, este unicul caz din lume care este implicat în finalizarea acestei activități de evaluare. Și raportul Societății Academice Române a pus problema așa. RACIP este unicat în Europa. Deci nu există o structură care să se ocupe de asigurarea calității. Din păcate, în sens negativ. Din păcate, în sens negativ, pentru că mănâncă foarte multe resurse fără nicio rost, fără efecte. Vorbeam și data trecută despre situația destul de bulversantă și de tensionată creată prin plecarea pe teren a experților, colaboratori ai RACIP, și una dintre propuneri se referă la crearea unui corp specializat de evaluatori care să realizeze evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar. La ora actuală, cine face evaluarea școlilor? Deci sunt acești experți colaboratori. Sunt tot din preuniversitar sau din superior? Din preuniversitar, sunt cadre didactice care au trecut prin cursuri de formare. O categorie de disciplină sau fiecare știe de tot? Nu, da. Evident, ei sunt trimiși direcționat, educatori la grădinițe, profesorii din liceu la colegii, la grupuri școlare, dar pentru că se ține cont și de specificul standardelor noastre naționale. Dar fără să ține cont de disciplinele la care sunt specializați. Se ține cont și de acest aspect. Atunci când este vorba despre licee, unde lucrurile sunt într-adevăr diferențiate. Am înțeles. Mai departe? Este foarte posibil să se externalizeze activitatea de evaluare către acel corp de evaluatori de care pomeneam, astfel încât RACIP să se ocupe efectiv de analize de sistem, de concepere de ghiduri, de instrumente, de metodologii, de culegeri de bună practică. Sunt elemente care efectiv lipsesc în acest moment și e o problemă și legată de numărul de angajați ai RACIP. Au rămas foarte, foarte puțini. Câți au fost inițiați și câți sunt acum? Schema vorbea de în jur de 30, din câte mi-aduc eu aminte. Am fost 20, acum... Păi ați lucrat la RACIP. Câți erau când ați lucrat acolo? Păi, ca și experți, într-adevăr, eram... 30? Nu, n-am fost 30 de experți niciodată, dar ne-am apropiat de 20. Și acum cam cât să fie? Acum, din câte știu eu, deși există în continuare două departamente, care iarăși nu-și mai găsesc justificarea, dacă nu mă înșel, sper să nu spun aici o informație greșită, cred că sunt 7. Oh, da, e un volum de muncă impresionant, atâtea rapoarte, atâtea hârtii de prelucrat din toată țara. Sigur că da, au foarte multe proiecte. Și, până la urmă, efectul este cel care este. Da. De asemenea, este absolut necesar să se adapteze standardele naționale, în primul rând, la noua lege a educației. Avem în continuare standarde neadaptate. Și mai mult, din această echipă care să readapteze sau chiar să reformuleze standardele naționale, ar fi foarte util să existe specialiști în audit, evaluări internaționale și reprezentanți ai mediului economic. Așa cum avem în mediul economic de mulți ani. Deci o întreprindere, un agent economic care vrea să aibă un sistem de management al calității implementat, funcțional, eficace, trebuie neapărat să beneficieze în prealabil de consultanță acordată de organisme de consultanță specializate. În educație văd că nu se vorbește de așa ceva. Toată lumea e specialistă în toate, fiecare știe câte ceva din puțin de fiecare. Ori consultanța nu e o joacă. Consultanța înseamnă să cunoști foarte bine cerințele standardului aplicabil și doi, instrumentele prin care aceste cerințe devin viabile, devin implementate. Și mai există partea de evaluare, care se cheamă audit în mediul afaceri. Auditul înseamnă o evaluare multicriterială de terță parte de regulă. Alte concluzii? E ceva ce îmi asum în momentul în care afirm eliminarea completă a emisiunilor politice din... Emisiunilor politice? Da, din această zonă. Începând cu procedura de numire a unor persoane în funcție de conducere și terminând chiar cu la nivelul școlilor sau la recipul? Absolut tot. Tot sistemul. Am înțeles. Da. Altceva, că mai avem foarte puțin?
De asemenea, o stabilire foarte clară a zonei de responsabilități pentru fiecare instituție implicată în evaluare, pentru că în acest moment, folosind așa o expresie mai puțin academică, se calcă pe picioare. Există inspectoratele Aracipu și mai ce? CNDIPT-ul pentru învățământul profesional și tehnic. Ce înseamnă CNIPT-ul? CNDIPT-ul, da. Mă rog, deci este această instituție care realizează evaluarea pentru învățământul profesional și tehnic. Deci liceele, o treia instituție care face cam ce fac celelalte două. Da. Așa. Altceva? Plus multe alte departamente și direcții în minister, fiecare deci, pe drumul propriu. Sunt suprapuneri între atribuțiile unor așa altă. Se suprapun foarte mult, într-adevăr. Mai avem 2 minute, dacă vreți să concentrați. Complicat. Da. Propunerile sunt mai multe. Retribuirea, așa cum s-a vorbit mai înainte, a membrilor CEAC sau celor implicați real în această evaluare, de asemenea, o implicare mult mai activă a autorităților locale și, în primul rând, financiară. Poate chiar acordarea unor facilități, pentru că asta se întâmplă și la nivel mondial, facilități economice acordate instituțiilor care au fost evaluate și care au primit acreditarea. Deci ele au niște beneficii directe. Deci contribuția locală financiară a autorităților administrației publice locale se dă în funcție de rezultatele evaluării. Da. Asta e o treabă importantă, foarte importantă. Sprijinirea participării unităților noastre de învățământ la Premiul European al Excelenței. În acest moment nu se poate apropia nimeni de zona aceasta. Mai sunt și altele? Punerea în circulație și de urgență unor materiale informative care să se adreseze și celorlalte grupuri țintă care fac parte din acest proces. Ne referim la ceilalți membri din Consiliul de Administrație, din această comisie din CEAC. E vorba despre părinți, e vorba de angajatori, e vorba de comunitatea locală. Acești oameni aproape că nu știu ce să facă. Sunt numiți angajatorii acolo, știu că au rezultate... sistemul de management al calității, ei știu ce au de făcut. Problema e că ei când se duc în școală văd că acolo e altceva decât ce știu ei că e asigurarea calității și asta e derutant. Și sunt cerințe care se suprapun și încarcă școala. De fiecare dată se încarcă școala. Altceva? Crearea unei rețele de benchmark la nivel național. Cele mai bune școli să fie referințe pentru celelalte și să se îmbunătățească. De asemenea, propunere pentru, să zicem, o retransformare, o regândire a Aracip. Am constatat că Aracip nu are un sistem de management al calității propriu și implementat și certificat. De asemenea, nu sunt publicate documente, studii de specialitate, studii comparative, care să fie traduse în limbi de circulație internațională și care să se regăsească pe site-ul acestei deci, cei agenții. Cei din afara țării vor să cunoască experiența Aracip și problemele care s-au confruntat și cum le-au rezolvat, nu? Normal. Cred că ar fi util să existe un premiu românesc al calității educației. Excelentă idee, excelent. Cu secțiuni separate, învățământ superior, învățământ preuniversitar. Pentru calitatea educației. Da. Preuniversitar și superior. Și altceva? Am mai propus, de asemenea, publicarea anuală a unui raport de activitate a RACIP. Se întâmplă lucrul acesta, numai că... E tradus? Nu e tradus. Nu este tradus, exact ce vorbeam mai înainte, și ar trebui să se pună accent pe corelarea cu cerințele europene. Gata, cred că trebuie să ne oprim. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-a spus. Aveți un adevărat program de acțiune pentru cei care vor să îmbunătățească, dacă vor să îmbunătățească această asigurare a calității în educație, pornită inițial onorabil și eșuată într-o formă fără fond, cum au spus și cei de la SAR, și de care ar trebui să țină cont. Auditorii vorbesc de acțiuni corective, de corecții, de acțiuni preventive. Dacă am citit standardul ISO 9000, știm ce sunt. Cei de la RACI nu cred că l-au citit și nu știu ce sunt. Deci trebuie o altă generație care să se ocupe de îmbunătățirea aceasta a asigurării calității în mod radical. Altfel, specialiști adevărați. Batem pasul pe loc. Vă mulțumim, doamna Stoica. Mulțumesc.